Vă salut, dragi prieteni, sunt Doru Pop din Seattle. Vă mulțumesc că urmăriți acest video. Apreciez dacă dați un share, un like sau chiar dacă vă abonați la canalul meu. De data aceasta continuăm incursiunea noastră în Epistola lui Pavel către Romani și ne vom ocupa de capitolul 4 în întregime, urmărind niște lecții învățate din experiența credinței lui Avraam. Nu vom mai citi textul. Textul este, conține 25 de versete. Vă rog să citiți Romani, capitolul 4, și să urmăriți împreună cu noi explicarea acestui text. Vom privi împreună, deci, la experiențe învățate, lecții învățate în experiența credinței lui Avraam, și anume la trei tablouri din viața și experiența lui. În primul rând, vom vedea că Avraam a fost considerat neprihănit prin credință. Vedem cum Pavel arată că lupta reală a noastră se dă cu privire la neprihănire între două posibilități. Pe de o parte, credința, și de cealaltă parte, faptele împreună cu tăierea împrejur. Avraam este strămoșul nostru al tuturor. Nostru, de aici, din versetul 1, se subînțelege și evreii și cei dintre neamuri. Pavel, adresându-se bisericii din Roma, care are și evrei și neamuri. Problema este că faptele sunt sau pot fi temeiul unor laude, a mândriei. Faptele sunt preferate de către om, deoarece mândria este ceva propriu făpturilor căzute. De fapt, Biblia ne spune că mândria merge înaintea căderii. Deci dacă faptele cuiva duc la mândrie și dacă aceasta duce la cădere, înseamnă că a lua drumul faptelor către neprihănire este total greșit. Credința este opusul faptelor. Cine caută mântuirea prin fapte nu poate fi recipientul harului, deoarece mântuirea este datorată ca recompensă pentru faptele sale. Iudaismul îl considera pe Avraam ca împlinitor al legii, mai înainte ca legea să fie existat. Pentru evreu, Avraam era important, legea era importantă și evreul nu pricepea chestia asta cu neprihănirea prin credință. Faptele legii erau accesibile evreilor și aceștia, avându-l ca tată pe Avraam, pentru ei făcea sens să creadă că și Avraam a făcut faptele legii, cum le făceau și ei. Pavel ne amintește, citând Geneza, că, totuși, Avraam a crezut pe Dumnezeu și doar lucrul acesta i-a fost considerat neprihănire, socotit neprihănire. Culmea argumentului paulin vine în versetul 5, când Pavel spune că crede, adică cel ce crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit. Și prin această afirmație, Pavel îl pune pe Avraam în categoria celor păcătoși. Avraam a fost un păcătos înainte de a fi considerat neprihănit. Avraam a devenit evreu mai târziu, în virtutea legământului și a tăierii împrejur, dar neprihănit el a devenit prin credință și atunci când el a crezut, era încă unul dintre păcătoși. Mai târziu vom vedea că chiar unul dintre neamuri. În versetul 4, Pavel face contrastul între plata, pe de o parte, ca datorie a celui ce oferă moneda neprihănirii și, de cealaltă parte, darul neprihănirii. Mesajul Evangheliei sublinează deosebirea între plată și considerare sau socotire. De asemenea, deosebirea dintre ce se datorează cuiva sau ce se oferă gratuit, prin har. De asemenea, diferența dintre obligație și dar. Când este vorba de fapte, cineva care face fapte creează o obligație vis-a-vis de celălalt, dar cineva care crede obține prin dar rezultatul credinței sale. Cum am arătat și altă dată, această socotire este o declarație. În cazul neprihănirii, Dumnezeu declară că ne acceptă. Nu există cuvinte mai puternice în întreaga lume, precum cuvintele lui Dumnezeu față de cel ce crede în jertfa lui Iisus Hristos. Dumnezeu ne spune, ești acceptat. Pavel aduce ca dovadă un nou titan al iudaismului aici, și anume pe regele David, făcând apel la Psalmul 32, care în primele două versete se ocupă de problema aceasta.
David păcătuise recent cu o femeie care nu era a lui, apoi a dispus omorârea bărbatului ei ca să ascundă fapta sa. În tot acest timp, Dumnezeu a fost martor la păcatul lui David și la manevrele ulterioare pe care le făcea David ca să încerce să ascundă păcatul. Printr-un proroc, David este adus la realitatea păcatului său și el scrie psalmul acesta, psalmul 32, versetele 1 și 2, el afirmă: ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea. Prin Duhul Sfânt, David scria exact ceea ce discutăm noi și am discutat și data trecută. Folosește argumentul lui Pavel. Păcatul trebuie acoperit, trebuie iertat și trebuie ca Dumnezeu să nu țină seama de el, pentru ca un păcătos să poată să trăiască. Acoperirea păcatului se face în textul din Psalmul 32 cu o neprihănire și ascultare pozitivă. De ce spunem aceasta? Deoarece legea are două posibilități. Asculți sau nu asculți. Nu există alternativă neutră. De aceea păcatul trebuie acoperit cu ceva pozitiv, cum în lege era sângele unui animal nevinovat. Acum înțelegem de ce era atât de important ca animalul de sacrificiu să fie fără niciun defect. Întrebarea rămâne: n-ar fi fost aceeași jertfă și n-ar fi fost același animal și n-ar fi fost aceeași cantitate de sânge oferită dacă animalul ar fi avut o ureche lipsă sau dacă ar fi fost șchiop de un picior? Ba da, ar fi fost același lucru. De ce trebuia ca animalul să fie neprihănit? Neprihănirea animalului sau lipsa de defect a animalului, lipsa de cusură a animalului, avea sau era luată în considerare nu numai pentru că se sacrifica o viață sau se sacrifica sau se vărsa aceeași cantitate de sânge, ci pentru că trebuia să fie perfect sacrificiu și ca să folosească ca acoperire a păcatului, dar și ca să fie o viață perfectă oferită pentru o viață imperfectă. Asta face justificarea sau socotirea noastră ca neprihăniți prin credință. Dumnezeu ne iartă păcatele și ne acoperă ca neprihăniți nu din cauza faptelor noastre bune, ci din cauza ascultării lui Iisus în moartea vieții și viața sa fără păcat, ambele fiindu-ne atribuite sau considerate ca fiind ale noastre. Al doilea tablou ne arată că credința precede tăierea împrejur, versetele 9 până la 12. Ajungem la întrebarea milenară acum: cine a fost înainte, oul sau găina? Adică, ce am avut întâi, credința sau tăierea împrejur? Pentru unii din noi e ușor, credința. A, dar în practică, deși o mărturisim cu gura, noi ocolim credința și ne bazăm pe fapte, așa ca să fim mai siguri. Mulți credincioși evanghelici sunt confuzi la acest capitol și cred că justificarea noastră constă din iertarea păcatelor prin credință plus sfințirea omului nou. Că noi considerăm în realitate că credința nu este suficientă pentru mântuire și că faptele trebuie adăugate, e ilustrat perfect de povestirea aceasta, pe care sunt convins că ați mai auzit-o. Se spune că un om a căzut de pe buza unei prăpăstii și a reușit cu ultimele eforturi să se agheațe de niște plante și rădăcini care veneau de deasupra. A așteptat să vină ajutor, a strigat după ajutor și cu timpul n-a venit nimeni și mâinile au început să-i slăbească în putere și să scape plantele, să-i alunece pe plante în jos. La un moment dat, la strigutul său după ajutor, cineva de sus răspunde: sunt aici ca să te ajut. Cine ești? A întrebat omul. Sunt Dumnezeu, a venit răspunsul. Dă drumul la plantele acelea și eu am să te prind și nu o să te las să te prăbușești. Omul a păstrat un moment de tăcere, apoi a strigat din nou: ajutor! Nu mai este nimeni altcineva pe acolo? Vezi cum funcționează credința noastră? Noi vrem ceva palpabil. Noi vrem ceva ca să știm că este precis, că contează. Și aceasta este ilustrarea experienței noastre. Credem că suntem mântuiți prin credință, dar în realitate ne bazăm pe ceva palpabil, pe fapte, că e mai sigur așa, zicem noi. Lupta aceasta datează de pe vremea lui Pavel. În bisericile galatenilor veniseră unii iudaizatori care pretindeau că Hristos nu-i suficient, că mai trebuie adăugat la credința noastră sau a credința lor fapta tăierii împrejur. Imaginează-ți confuzia. Galatenii primiseră Evanghelia și crezuseră după ani de zile de când ei știau că sunt mântuiți,
vine cineva și le spune că ei nu sunt de fapt mântuiți pentru că mai au nevoie de ceva. Adăugarea de ceva la Hristos a fost plaga care a afectat creștinismul evanghelic dintotdeauna. Nu numai evanghelic, în general creștinismul. Hristos plus ceva. Hristos plus botezul, Hristos plus vorbirea în limbi, Hristos plus baticul, Hristos plus ceva. Pavel vine să demonstreze că tăierea împrejur urmează după experiența, în cazul lui Avram, după experiența credinței sale. Astfel, tăierea împrejur este un semn al faptului că Avram a crezut. Tăierea împrejur este pecetea pentru credința lui Avram. În cronologia evreilor, dacă citești rabinii, ei știau că tăierea împrejur al lui Avram a venit la 29 de ani după ce a crezut. De ce atât de mult timp? Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva ce Pavel argumentează aici în epistola aceasta și în alte scrieri ale sale, și anume că Avram este tatăl credincioșilor, nu doar al evreilor, ci și al celor dintre neamuri. Când a crezut, cum spuneam adineaori, Avram a fost unul dintre neamuri, încă nu devenise evreu sau strămoșul evreilor. Amănântul acesta este deosebit de semnificativ. Astfel, numitorul comun al celor ce obține prihănirea lui Dumnezeu este credința și nu tăierea împrejur sau altceva. Astăzi, pecetea sau semnul unuia care a crezut este, de exemplu, botezul în apă. Dar, ca și tăierea împrejur, și acest semn al credinței poate deveni un pericol real. Unii care se botează din dorința de a fi în ton cu alții sau de a place părinților sau pentru că se botează și alți prieteni sau pentru că trebuie să se căsătorească și de aia se botează, sunt în pericol de a crede că dacă ești botezat, atunci ești mântuit. Ceea ce nu este adevărat. Întreb adesea pe câte unul, ai fost născut din nou, ești născut din nou? Și el îmi răspunde, a, da, m-am botezat acum atâția ani. Nu am întrebat dacă te-ai botezat. Te-am întrebat dacă ai fost născut din nou. Botezul nu ține locul credinței și este și trebuie să rămână doar un semn al faptului că ai crezut. De aceea, atunci când famenul etiopian și cu Filip au mers pe drumul acela, după ce Filip a explicat Evanghelia și famenul a văzut apa, a întrebat, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și Filip i-a spus, dacă crezi, atunci te poți boteza. De aceea noi întrebăm în apa botezului pe cei ce se botează dacă ei cred. Pentru că răspunsul pe care vrem să-l așteptăm și vrem să-l obținem este da, eu cred. Altfel nu putem să botezăm pe nimeni. În orașul unde am crescut eu aveam un păstor mai în vârstă care avea expresiile lui, unele dintre ele mai hazli, și el ne întreba când făcea catecheză cu noi, că dacă botezi un câine, ce scoți din apă? Dacă bagi un câine în apă, ce scoți din apă? Și noi ziceam tot un câine, el completa, un câine ud. Al treilea tablou și ultimul din acest text se referă la promisiunile lui Dumnezeu care sunt făcute pe baza credinței. Și aici mergem de la versetul 13 până la sfârșit. Unul dintre aspectele cele mai importante ale vieții de credință este constituit de domeniul promisiunilor lui Dumnezeu. De când mă știu, noi am preferat să extragem din Biblie sau să subliniem versetele care conțin promisiunile lui Dumnezeu și să ni le însușim. Când trecem prin necazuri, privim la promisiunile Domnului, le aplicăm pe mintea noastră îngrijorată și promisiunile au un efect liniștitor, aducător de încredere. Le credem, sunt ale noastre, sunt pentru noi. Iată, eu sunt întotdeauna cu voi până la sfârșitul veacului. Sau când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate temerile sale sau necazurile sale. Aceste lucruri noi ni le însușim și le credem că sunt ale noastre. Noi apreciem foarte mult promisiunile lui Dumnezeu. Dar când au fost făcute promisiunile lui Dumnezeu pentru Avram? Când i-a promis Dumnezeu lui Avram că el va moșteni lumea? Este clar din istoria vieții lui Avram că el a obținut promisiunile când a crezut. Mai întâi, ce este o moștenire? E un bun obținut printr-un transfer legal. Bunul devine proprietatea de drept și de fapt a moștenitorului. Apoi bunul devine proprietatea familiei celui ce a primit moștenirea și în ultimă instanță bunul devine chiar și proprietatea acelor copii care sunt adoptați în familia moștenitorului. Acum putem vedea cum arată cele două sisteme care ne sunt prezentate în textul acesta. Credința,
care duce la promisiune, prin har, sau legea, care duce prin fapte, la merit, care cere merit. Faptele cuiva, chiar și ale lui Avram, dacă așa ar fi obținut moștenirea, ar fi anulat promisiunea. În cazul acesta, moștenirea ar fi devenit o plată, ceva meritat, ceva cuvenit. Faptele desfințează promisiunea. Pe de altă parte, faptele sunt personale. Ele nu sunt transmisibile moștenitorilor. Aceștia trebuie la rândul lor să muncească ei pentru plata lor. Privește la pilda celor ce muncesc în vie, în Matei capitolul 20. Unul a muncit ziua întreagă pentru un leu. Altul a fost angajat cu o oră înainte de sfârșitul schimbului și a primit tot un leu. Când vine proprietarul, stăpânul, angajatorul și începe să împartă plata, începe cu ultimul și îi dă leul. Apoi merge la următorul, îi dă leul, merge la următorul și ajunge la primul și îi dă tot un leu. Vezi ce se întâmplă cu faptele. Vezi ce face primul, cum calculează în mintea lui cel ce se bazează pe fapte. Eu merit mai mult, am lucrat mai mult, m-am străduit mai mult, am îndurat mai mult, etc. O astfel de minte începe imediat să calculeze plata. Vreau ca să faci un test, un foarte simplu test. Dacă, de exemplu, tu ești unul care donează bani bisericii și lucrării lui Dumnezeu, te lovește o problemă financiară, pierzi bani, nu știu din ce cauză, cineva nu te plătește sau ai pierdut pormoneul cu bani sau ai pierdut ceva, ai avut un accident sau și te costă. La ce te gândești imediat? Dumnezeu mă pedepsește că n-am dat destui bani la biserică. Și ce faci? Încerci să dai bani mai mulți ca să nu mai fii pedepsit de către Dumnezeu prin pierderea unor bani. Se întâmplă altceva. Te îmbolnăvești. Ce zici? Mă, n-am postit destul. Nu m-am rugat, n-am citit destul Biblia. Faci jurăminte noi înaintea lui Dumnezeu. Doamne, am să vindecă-mă, am să citesc mai mult, am să postez mai mult, am să fiu mai atent, Doamne. O să mă apropii mai tare de Tine. O astfel de atitudine față de Dumnezeu este o negociere prin fapte a ceea ce ni se întâmplă. Vrem ca prin fapte să obținem de la Dumnezeu ceva mai bun. Pavel continuă să dezvolte problema promisiunii și a moștenirii, a legii și a credinței. Și ce zice el? Că, de fapt, faptele legii nu doar că anulează promisiunea, dar, dimpotrivă, legea e obligată să pedepsească călcările de lege, deoarece legea nu este un mijloc de mântuire, ci de descoperire a stării de păcat a omului. Dacă n-ar fi lege, zice Pavel, noi nici nu am avea păcat. Ceea ce ne leagă pe noi de viitorul lui Dumnezeu este promisiunea, zice un teolog, Pannenberg. Promisiunea implică o dedicare personală din partea celui ce o face. Dacă promiți cuiva ceva, tu te obligi ca să faci ceva pentru împlinirea promisiunii făcute. Aici Dumnezeu garantează moștenirea promisă lui Avram la întreaga sămânță a lui Avram, fie că aceasta s-ar găsi sub lege, ca evrei, sau în afara legii, ca neamuri. Credința lui Avram a fost dovedită în mai multe rânduri. A început când Dumnezeu i-a cerut să iasă din țara sa, din familia sa, din orașul său, să lase totul în urmă și pe baza cuvântului lui Dumnezeu să plece într-un loc ce avea să-i arate Dumnezeu cândva. Apoi a urmat perseverența în credință când Avram a așteptat venirea unui copil promis de Dumnezeu. Avram a privit cu timpul la trupul său. Cam 25 de ani s-a tot uitat în oglindă și a văzut că este din ce în ce mai veșted, mai trecut. S-a uitat și la trupul soției, la Sara. Era fără vlagă, fără formă. Pântecele ei nu mai putea concepe. Pieptul ei nu mai putea alăpta. Și astfel el și-a, în mod normal, nu mai era nicio nădejde. Dar ne spune Pavel că împotriva oricărei nădejdi, el a continuat să creadă și așa a ajuns la 100 de ani să primească de la Dumnezeu copilul promis de către Dumnezeu. Când a venit fiul promis, a fost o mare bucurie. Să testul cel mai mare al credinței a fost când Dumnezeu i-a cerut lui Avram să-l jertfească pe Isaac. Acum, din context, noi am înțelege că atunci când Avram l-a legat pe Isaac deasupra lemnelor și a ridicat cuțitul, cumva el ar fi avut credință că Dumnezeu îl poate da din morți înapoi pe Isaac, pe copilul său.
El era prea bătrân să poată că va veni un alt moștenitor. Așa că el a crezut că chiar dacă îl va jertfi pe Isaac, Dumnezeu îl va da înapoi din morți, deoarece Dumnezeu poate învia morții. Vezi, Dumnezeu cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi și ele devin realitate. La început era Dumnezeu. Dumnezeu a spus să fie lumină și a fost lumină. Oamenii zic, dar cum a fost lumină fără soare și fără lună? A fost lumină. Eu nu știu cum, dar a fost lumină. Putem discuta filozofic problema, dar nu acesta este scopul acestei discuții. Dumnezeu a stabilit de asemenea că această zi este prima zi, fără ca să existe ciclul controlat al de soare, revoluția Pământului în jurul Soarelui, pentru ca să se genereze diferența între zi și noapte. Dumnezeu a spus, această perioadă de timp este zi, această perioadă din timp este noapte, asta este ziua întâi. Dumnezeu cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi și ele devin realitate. Ce este credința? Credința în realitate nu este o virtute. Nu este nicio rostire teologică sau un concept teologic. Este acceptarea unei rostiri nemaipomenite din partea lui Dumnezeu. Repet, credința este acceptarea unei rostiri nemaipomenite din partea lui Dumnezeu. Tatăl meu a fost predicator foarte bun. Când eram copil, tata povestea o întâmplare. Zicea el că în timpul unei lupte, calul lui Napoleon, împăratului, a murit sub el și că un soldat l-a văzut pe împărat fără cal, i-a dus repede calul său și l-a ajutat pe împărat să se urce pe cal. Napoleon i-a zis soldatului, mulțumesc, căpitane. Când s-a terminat lupta și s-au adunat ostașii și capitanii și comandanții de trupe ca să verifice morții și care lipsesc și așa mai departe, dispăruții, soldatul s-a dus și s-a așezat între capitani. Unul l-a privit cu reproș și l-a întrebat, ce cauți aici, ești soldat? Dar soldatul i-a zis că împăratul l-a făcut capitan. Cam așa este credința. Dumnezeu promite ceva și tu crezi declarația lui Dumnezeu. Chiar dacă lucrul acela este de necrezut, tu crezi ce spune Dumnezeu. Tâlharul de pe cruce. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Ce a zis Iisus? Adevărat, adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în paradis. Și tâlharul poate muri liniștit și convins că ceea ce a spus acest împărat, aflat în cuie pe cruce, este real, este adevărat. Du-te acasă, fiul tău trăiește. Și omul s-a dus acasă. Aceasta este credința. Du-te de te arată preotului. Ei s-au dus și în timp ce mergeau, au fost curățiți de lepra lor. Așa funcționează credința. Doamne, vreau să vin la tine pe valuri. Vino, Petre. Și Petru a început să umble pe valuri. Așa funcționează credința. Ridică-ți patul și umblă, i-a spus Iisus celui din Ioan capitolul 5. Și el și-a ridicat patul și a început să umble. Așa este credința. Credința nu consideră neputințele. Nu se uită la obstacole. Credința se întărește prin a privi la cine a făcut făgăduințele. Credința întreabă cine a promis? Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a promis, atunci așa este. El ce făgăduiește, poate să-și împlinească. Credința nu privește doar la ce s-a promis, ci mai ales la cine a făcut promisiunea. De aceea Pavel, în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 12, spune, din pricina aceasta, suferă aceste lucruri. Noi știm ce lucruri a suferit Pavel. Și el continuă, textul acesta spune, nu mi-e rușine. Nu mi-e rușine că eu sufăr, nu mi-e rușine că sunt considerat un om, un netrebnic, un om păcătos, un om, un criminal. Nu mi-e rușine de aceasta, pentru că eu știu în cine am crezut. Și sunt încredințat că el are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Așa este credința. În Ezechiel 37, Dumnezeu îl duce pe proroc într-o vale plină de oase. Are o discuție cu prorocul Dumnezeu și îl întreabă dacă crede că oasele acestea ar putea vreodată să recapete viață. La cuvântul lui Dumnezeu, oasele se unesc, crește carnea pe ele, crește piele, intră duh de viață în ele și devin un popor. Așa era situația când a venit Iisus pe pământ. A ajuns într-o vale a unor oase uscate și reci. Dar el a adus cuvinte de viață. În Ioan 6,63 spune, Duhul este acela care dă viață.
Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt duh și viață. Acum venim la noi. Și pentru noi credința în Dumnezeu, care a înviat din morți pe Domnul nostru Iisus Hristos, ne este socotită neprihănire. El a murit pentru că eram sub osândire din cauza păcatului, dar a fost înviat deoarece Dumnezeu ne-a socotit neprihăniți. Și ce s-a întâmplat cu noi atunci? Ceea ce spune Pavel în Efeseni. Vezi, spuneam adineori că pecetea credinței este botezul, dar este și o altă pecete a credinței care vine peste noi în urma credinței. De aceea, în Efeseni 1, capitolul 13, versetul 13 și 14, Pavel spune: și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună, un avans a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Am fost și noi pecetluiți, nu cu o tăiere împrejur a cărnii, ci cu o tăiere împrejur a inimii prin Duhul Sfânt. Slăvit să fie Dumnezeu! Aici încheiem acest episod. Vă doresc zile mai bune decât acestea. Să fiți sănătoși și protejați de către Dumnezeu în aceste zile de incertitudine, confuzie și coronavirus. Să nu uităm că Dumnezeu este și va fi în continuare suveran. Nu scapă nimic de sub controlul său și nu este nimic în afara planurilor sale. Să ne liniștim inimile și cugetele în această certitudine și să ne vedem cu bine data viitoare, oricând va fi aceea, dacă Dumnezeu va permite lucrul acesta. La revedere!